Apocalipsa, capitolul 17. Și unul din cei șapte îngeri care aveau cele șapte cupe a venit și a vorbit cu mine. Vino, îți voi arăta judecata desfârnatei celei mari, care stă pe ape multe, cu care s-au desfrânat împărații pământului, iar locuitorii pământului s-au îmbătat cu vinul desfrânării ei. Și m-a dus în pustiu, în duh, și am văzut o femeie așezată pe o fiară stacojie, plină de nume blasfemiatoare, având șapte capete și 10 coarne, iar femeia era îmbrăcată în purpură și veșmânt stacojiu, împodobită cu aur, pietre prețioase și mărgăritare. Avea în mână un potir de aur plin cu urciunile și necurățiile desfrânării ei, iar pe fruntea ei era scris un nume tainic: Babilonul cel mare, mama desfrânatelor și urciunilor pământului. Și am văzut că femeia era îmbătată cu sângele sfinților și cu sângele martirilor lui Iisus. Și m-a mirat mult când am văzut-o. Iar îngerul mi-a spus: De ce te miri? Eu îți voi spune taina femeii și a fiarei cu șapte capete și 10 coarne care o poartă. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este, și se va ridica din adânc și va merge spre pieire, iar locuitorii pământului, ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieții de la întemeierea lumii, se vor minuna văzând fiara că era și nu mai este și că vine. Aici este mintea care are înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care stă așezată femeia, și aceștia sunt șapte regi. Cinci au căzut, unul este, iar ultimul nu a venit încă. Iar când va veni, trebuie să rămână puțină vreme. Iar fiara care era și nu mai este, este și ea un al optulea rege, unul dintre cei șapte, și merge spre pieire. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 regi, care nu au primit încă împărăție, ci doar vor primi putere ca de rege, vreme de un ceas, împreună cu fiara. Aceștia au o singură voință și îi vor da fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei vor lupta împotriva mielului, dar mielul îi va învinge, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților, iar cei împreună cu el sunt chemați și aleși și credincioși. Și mi-a spus: Apele pe care le-ai văzut, unde stă așezată desfrânata, sunt popoare și mulțimi, neamuri și limbi. Iar fiara și cele 10 coarne pe care le-ai văzut,